tineri, vreau să vă transmit următorul mesaj. Pentru noi este foarte important ca tinerii din Republica Moldova să rămână acasă, să se dezvolte aici, să creeze tinere familii, să-și găsească un loc de muncă bine plătit, să aibă aici, în Republica Moldova, un viitor. Și noi, Ministerul Tineretului și Sportului, vom face absolut orice pentru ca aceste lucruri să se realizeze.